ce noi am rămas amăgiți și am fost creduli la policulturalismul bazat pe principiile a mai multor gendere, a furtului de bani din bugetul fiecarei țări în parte, a egoismului, a individualismului european. Din punctul meu de vedere, vina principală o poartă fostul Partid Comunist înlăturat de la putere, 88, 89, 90 și așa mai departe. De ce? Partidul Comunist, care a stat la baza și în fruntea proceselor de democratizare a Imperiului Rus, de păstrare a Imperiului Rus, pentru că Uniunea Sovietică a fost o formă de păstrare, de perpetuare a Imperiului Rus, Partidul până la urmă a degradat, dat fiind faptul că nu a avut grijă de sanitaria rândurilor sale, de sănătatea rândurilor sale. Treptat, treptat, în fostul Partidul Comunist au ajuns la putere mediocritățile. Iar mediocritățile nu sunt capabile să înțeleagă valorile de bază a acestui lume. Dacă n-ai uitat și dumneavoastră, pe că ai niște anișori, nu prea se obișnuia să se vorbească, putem să vede că despre concurența între popoare, despre lupta între confesii și așa mai departe. Civilizația sovietică, eu cred că avem tot dreptul să așa să numim această civilizație, civilizația sovietică era bazată pe civilizația ortodoxă, dreapta credință, pravoslavie. Normal că Roma, la care și unul și altul se duce și se pupe mâna papii, Roma a făcut, sau Biserica Catolică, a făcut tot posibil ca să diminueze rolul, să distrugă ortodoxia. Se știe. Se știe, dar o știu oamenii cu carte. De obicei, în spațiul public, așa lucruri nu se afișează, nu se discută. Iată cauza principală. Până la urmă, noi ne-am trezit cu o elită crescută în condițiile acestei civilizații sovietice, cu conștiința națională a apartenenței la poporul sovietic, adă-ți aminte cum ce atitudine aveam noi despre jocurile olimpice, unde era selecționată Uniunea Sovietică, despre hochei, cum stăm și strigam, urlam fărăștirea capului când învingea selecționația Uniunii Sovietice și așa mai departe. Noi am avut conștiința apartenenței la un mare popor, la o mare putere și așa și-a fost. Când Partidul Comunist s-a prostit, a mers împotriva poporului, au făcut lucruri nesănătoase, nu chiar bune, poporul nu i-a susținut. Și elita cei de atunci s-a trezit dată la o parte, înlăturat. Altă elită nu era decât elita comunistă. Respectiv s-au dus oamenii care puteau și erau parte a elitei așa cum era ei, au fost înlăturați de la putere și au venit niște slăbaci, niște oameni nepregătiți, niște neprofesioniști, ca să nu zic cum am mai zis, niște râsuri politice. Respectiv, hai să șire, dă-le bani și-ai cumpărat și pe dânsul și stăt neamului. Aceasta este cauza principală, că a fost asigurată continuitatea elitei din formațiunea socială-economică dispărută, desființată, nu a fost asigurată continuitatea elitei, dat fiind faptul că alta nici nu era. Și atunci s-au ridicat la alte. Sfeata mea stă pustă, e băbare.